Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canal. Avem cel mai iubit clip de voi, de pe canalul meu cel puțin, și este vorba de produse terminate Empties luna ianuarie. Yay! Să știți că nu am foarte multe, dar sunt destul de pestrițe și sunt încântată să vi le arăt. Și o să încep cu produsele pentru îngrijire orală. Am folosit această pastă de dinți de la Himalaya, de această dată varianta Stay Away cu papaya și pepene. A fost o pastă de dinți bună, nu suficient de fresh pe cât aș fi dorit, dar blândă cu gingiile și mi-a plăcut din acest punct de vedere. Iar al doilea produs este vorba de apa de gură de la Listerine, varianta Total Care. Eu o cumpăr mereu de pe Auro pentru că este mult mai ieftină decât în supermarketuri. Și mi-a plăcut, da. Continuăm cu păr? Haideți să continuăm cu păr. Am folosit această vopsea de la L'Oreal Casting Creme Gloss. Știți că este preferata mea pentru varianta de blond din gama Casting Creme Gloss 10-10 blond marțipan, cam așa arată ambalajul. O vopsea de păr destul de bună, îmi place. Am terminat șamponul uscat de la Dove. Nu știu dacă v-am povestit despre el, dacă v-am arătat atunci când l-am cumpărat, nu cred. Dar, ca primă impresie, ține extrem de mult. Deci, ăsta l-am cumpărat undeva prin noiembrie și abia acum s-a terminat. Bine, am mai folosit altele printre, dar totuși a ținut super mult. Are 250 ml, prețul era undeva la 11 lei. Nu face o treabă atât de bună precum cele de la Batiste, dar nici nu încarcă părul la fel de tare. Este ok. Un șampon uscat pe care eu îl iubesc, varianta pentru volum, ăsta încarcă foarte tare părul, dar îi și dă acel umf sexy și wow. Este vorba de Batiste XXL Volume Spray, v-am mai povestit despre el. Un șampon care m-a dezamăgit este acesta de la Nala, într-adevăr era pentru părul uscat. A avut doar 200 ml, dar mi-a îngrășat foarte tare părul, era cu struguri roșii, totuși am folosit alt șampon printre spălări și cu acesta aveam tendința să-l folosesc mai mult pe vârfuri, pe acesta aveam tendința să-l folosesc mai mult unde părul era degradat și uscat, nu la rădăcină, și totuși îl îngrășea foarte tare și îmi lăsa părul fără volum. Nu l-aș cumpăra, pe acela l-am primit cadou. Mă despart de iubitul meu Tangle Teaser, acestea roz, ați văzut probabil sau încă nu, nu știu, să vedem. Că am cumpărat altul, ăsta are un an și jumătate, deci bye bye. De la vopsea am terminat și balsamul, este senzațional, dacă s-ar face pur și simplu într-un tub mare și se cumpere separat, ar fi wow, the bomb. Și am mai folosit un șampon care este extrem de popular aici pe YouTube în România, dar doar în România, și nu înțeleg de ce, pentru că nu am observat absolut nimic fantastic la el. E vorba de Eleo de la Oriflame. Pentru toate tipurile de păr, 200 ml, s-a terminat destul de repede. Dar nu pot să zic că am văzut ceva special la el. Cu siguranță nu-l voi recumpăra. Am alte produse pentru păr care îmi plac mult mai mult. Mergem la îngrijirea tenului și mă despart de acest burețel de exfoliere pentru față. Îi spune Buffing Sponge. A fost de la Primark, cam așa arăta, mai am încă unul, a fost super tare, numai că este abraziv, tare nenică. Dischete de machiante de la Bella, mi-au plăcut, un burățel de machiant de la Calypso, super fine, tot în acela de celuloză, și am terminat această cremă de față de la Vichy Idealia, varianta roz închis, pentru tenul normal și pentru a-i oferi energizare și un glow, cam așa arăta borcănașul. Pe asta am primit-o gratuit de la Auro, cadou la niște cumpărături mai mari, dar o știam crema și îmi plăcea super mult și m-am bucurat când am primit-o. Continuăm cu produse pentru corp și mă despart de loțiunea de corp cu puțin autobronzant de la St. Moritz. Este o loțiune de corp autobronzantă foarte, foarte mișto, mi-a plăcut extrem de mult. Se găsește pe Auro și în alte magazine care comercializează branduri în acestea mai profi. A avut aloe vera și vitamina E în compoziție și datorită acestui fapt am observat că hidratează foarte bine pielea, nu-mi lăsa pete, se ducea jos într-un mod uniform, nu trebuia să ai, nu știu, cine știe câtă grijă în momentul în care o aplicai, sau mănuși sau alte minuni. Chiar este user-friendly, să zicem așa, adică ușor de folosit. Miroase bine, e super tare. Dacă căutați o loțiune de corp care să fie și hrănitoare, dar și cu un efect de autobronzare, check this one out. Și dacă vă interesează, apropo, a fost în jur de 35 de lei asta.
Și ultimul produs pentru corp, pe partea de îngrijire, este vorba de acest deodorant Soft and Gentle cu iasomie și lapte de cocos. Ei bine, acest deodorant l-am găsit într-un magazin Ethos din Olanda. Da, Soft and Gentle le zice. A fost foarte mișto, proteja împotriva transpirației, hidrata zona de la axilă și ce mi-a plăcut este că ținea nenică foarte mult. Deci am fost prin noiembrie, la început de noiembrie în Olanda și l-am tot folosit împreună cu un Old Spice. Îl tot alternam, dar a ținut super mult. Uite, suntem la sfârșitul lui ianuarie, 30 ianuarie imediat și... Adică, wow! Bine. Produse pentru epilat, ce ziceți? Benzile depilatoare de la Farmecur Hidde sunt foarte faine, îmi plac, le-am folosit. Încă o rezervă de la Wilkinson pentru lamă și o cremă depilatoare de la Avon Skin So Soft pentru părul facial. Am terminat și pe asta și e foarte fain, o tot recumpăr de vreo 4 ani, îmi place super mult. Mergem la geluri de duș și produse pentru spălare, pentru că sunt destul de multe. O să încep cu gelul pentru spălare în zona intimă de la Nivea, nu mai pot trăi fără ele. Acesta era în varianta mild, acum mi-am luat unul fresh, dar sunt preferatele mele, îmi plac mult mai mult decât cele de la Avon, dar atunci când îmi pică pe mână un catalog, o iau de la Avon mereu. Dar ăsta de la Nivea e super mișto. S-a terminat și gelul de duș de la Tezorile Oriente, varianta de Egipt. A fost o cremă de duș. Ambalajul nu este printre cele mai frumoase, dar se poate rupe chestia asta, se poate scoate de aici pentru cine dorește. Altfel, da, a avut 250 de mililitri, extrem de spornic, fără silicon, fără paraben, bineînțeles, fără coloranți sintetici, de aceea avea o culoare căcănie. Dar am trecut peste acest aspect, fiindcă mirosea destul de ok și chiar era în regulă. De la Ethos am terminat acest geleu de duș cu guava și ananas, 250 de mililitri. Mamă, deci ăsta era atât de parfumat încât mirosea pijamaua a doua zi, miroseam eu, topatul, așternutul, mirosea a acest gel de duș. Deci, foarte, foarte parfumat. Mi-a plăcut. Mirosul era unul fresh, tropical, foarte fain, super mișto. Le voi recumpăra în momentul în care voi da peste produsele Ethos, care am înțeles că au apărut în România în magazinele Carrefour, dar nu bag mâna în foc, nu le-am văzut eu, mi-a spus cineva. Am terminat și acest săpun lichid de mâini de la Avon Senses, varianta Winter, nu pot zic că mare lucru decât că împătea puțin chiuveta, am mai rămas puțin pe fundă, n-am reușit să-l scot și nu prea îmi place mie să pun apă în el și să... whatever. Nu-l voi recumpăra. De la Yves Rocher am terminat această cremă de duș cu boabe de cafea din Brazilia. A fost un gel de duș cremos, evident, foarte hrănitor, făcea spumă, parfumat, cum vreți voi, super fain. Am mai terminat unul de la Yves Rocher de această dată cu floarea de lotus și salvie. Mi-a plăcut mirosul, era extrem de subtil, fresh, floral, destul de fain. Cred că este mai plăcut primăvara asta decât iarna, să fiu sinceră. Și ultimul produs pentru spălare este de la Savon și e vorba de Body Gel Polisher, varianta Tropic, a avut kiwi. Eu am crezut că va fi ca un scrub normal, dar fiind un geleu de duș destul de hrănitor și de gros, așa, orice particule exfoliantă ar fi avut în compoziție, nu ar fi făcut față pentru că ăsta era foarte, foarte dens și foarte gros, așa. Mirosea foarte bine, dar nu exfolia, cel puțin nu de unul singur, așa, de sine stătător. Trebuia să-l aplic pe o mănușă exfoliantă sau pe o lufa ceva mai abrazivă ca să-și facă treaba. Nu îl voi recumpăra cu siguranță. Mergem la produsele de make-up, să știți că nu sunt multe acestea. Într-un final am terminat, cred, nu sunt 100% sigură, toți curățeii pe care mai aveam pentru aplicarea fondului de ten de la Primark. Am terminat și acest anticercăn de la Avon Color Trend. Nu o să-l recumpăr niciodată pentru că problema cu el este că se strânge în liniile fine, riduri, în whatever ale pielii, deci nu mi-a plăcut. E și foarte cremos așa și trebuie să tapotezi extrem de bine, să setezi cu multă pudră.
Nu pot să zic că mi-a plăcut, chiar dacă este un produs ieftin, puteți să-l cumpărați și cu 7 lei când este la promoție, nu v-aș sugera să-l luați pentru că nu este cine știe ce nu merită. Pentru că am extensii de gene, folosesc aceste tipuri de periuțe, tocmai pentru a le pieptăna și aranja, periuțe fără mascara, fără nimic, pur și simplu, și o arunc pe aceasta pentru că este oldies. Dar pe genele de jos folosesc mascara și l-am avut pe acesta de la Melchior I Feel Pretty, un mascara pe care eu l-am iubit, este a doua oară când l-am avut, dar a expirat, s-a și terminat, să zicem așa, pentru că nici pe cele de jos nu mai prea făcea față, așa că mi-au la revedere de la el și bye bye. Iar în continuare am să vă arăt pe partea de parfumuri pentru mine și pentru casă, so to say. Și avem în felul următor. O lumânare parfumată de la Primark, varianta Sugared Candy. Mirosea destul de bine, însă nu avea un miros destul de pregnant. O astfel de lumânare este 1 euro. Eu zic că prețul este super ok pentru ambalaj, pentru cum arată, pentru cât miros oferă. Am terminat un body mist, fragrance mist, Secret Charm de la Victoria's Secret. Este gata. Mi-a plăcut super mult acestea, îl foloseam și pe așternut, și prin cameră, și pe corp, și pe pijama, și peste tot, doar în casă, nu și când mergeam afară. O altă lumânare parfumată, asta e una care mi-a plăcut destul de mult, a oferit un parfum foarte, foarte fresh, dar fără să fie oceanic sau fresh a curățenie cumva. Egyptian Cotton de la Kringle, le găsiți pe aur la un preț între 10 și 12-13 lei, chiar super ok este acestea. Parfum, varianta de 5 ml, Humanity, de la Terry Mugler. Mi-a plăcut foarte mult, știți că este, sau mă rog, a fost parfumul meu semnătură. În momentul de față nu mai am nici miniuri. Ăsta a fost ultimul strop, ultima picătură, dar l-am adorat. Și ultimul produs. Apropo, nu știu dacă ați observat că l-am pus pe categorii de această dată. Yay me. Ok, ultimul produs este o lumânare care a fost primită cadou de Crăciun, dar cred că a fost cumpărată din Pepco. Îi zice Scented Candle Fresh Cotton. Nu mirosea a absolut nimic, absolut nimic whatsoever. Și în plus, opa, nu a ars toată și nici nu mai pot să o aprind. Deci nu a fost cea mai mirobolantă lumânare. Oricum, am apreciat cadoul, vă dați seama, pentru că a ars pe jumătate și i-a trebuit oricum destul de mult timp, ea fiind destul de mare, că e aproape cât palma mea. A fost super ok, însă dacă cumva a fost din Petco, să nu o las pe aceasta, în varianta asta cel puțin. Bine, dragilor și dragilor, acestea au fost toate produsele terminate pentru luna ianuarie. Sper că v-a plăcut clipul și sper să reveniți aici. Pa, pa!